Bună, dragilor! Astăzi am fost cu Mati la orele de robotică și am intrat și până în Lidl. Aveam nevoie de cremă de brânză și bineînțeles că pe lângă ea ni s-a lipit și altele de mână. Am cheltuit 250 de lei și vreau să vă arăt pe ce, pe nimicuri. Am luat o frișcă la tub de la Pilos. Văd că e variantă light, 20% grăsime, 250 de grame. Am mai luat-o, e ok, nu se... altele se fac așa lichid, după ce o folosești de 2-3 ori, nu mai e ce să mai scoți, că nu mai scoate cu presiune din aia, nu mai scoate sub formă de spumă, dar asta e ok, dar oricum eu o folosesc în 2-3 zile, nu o las mult în frigider, că mie să nu se strice. Am luat un lapte Pilos de 1,5% grăsime, la 1,5 litri. Îmi place foarte mult laptele de la ei. Ăsta v-am mai spus, este ambalat la fabrica de lapte Brașov. Am observat că cel la cutie de plastic este de carton, este adus din Polonia sau Ungaria, cel puțin la magazinele din zona noastră. Astea am văzut că sunt produse la noi în România și cel de cămara noastră, chiar la artesan. Apropo de cămara noastră, am văzut că aveam mai multe produse de la cămara noastră astăzi și am luat și eu o zacuscă. Dar nu are nicio etichetă, ba da. Zacuscă de vinete de 540 de grame. Știu că este sezonul zacuștii și aș putea să fac și eu sau zacus. Nu știu exact cum este pluralul. E picantă. Ok. Sper să-mi placă. Nu știu, arăta foarte bine. Acolo la raft și am luat și eu. Tura asta n-am făcut zacuscă, am congelat foarte multe vinete în schimb. Îmi place să fac așa ca o tocăniță așa scăzută cu multă ceapă. Vinete roșii din alea de le-am pus eu pentru iarnă și să o mâncăm pe pâine caldă. Deci mi-a venit apă în gură. De la Pilos am luat un unt german de 82% grăsime, 250 de grame. Aș vrea să fac niște fursecuri cu ciocolată în ele, dar să vedem dacă apuc. Mă țin să le fac de ceva timp. Untul ăsta este mai gras și de-aia l-am și luat pentru prăjituri, că dacă iau să mănânc pe pâine, îmi place să le iau pe cel la 65% grăsime, că e mai tartinabil. Pentru micul dejun și pentru pachetelele lui Mati, am luat cremă de brânză de la Milbona, asta super fină, de 300 de grame, gen Philadelphia. E ca un unt, ca un mascarpone, nu știu, e ceva super, super cremos. Și tot de la Milbon am luat și crema aceasta de brânză, natur, pufoasă, de 200 de grame, foarte bună. Mie, sincer, așa pe pâine, îmi place mai mult asta, dar și asta nu-mi displace nici varianta asta. Băiețelul meu le preferă pe amândouă și la pachetel de obicei fac sandwich-ul doar cu cremă de brânză. Tot pentru el am luat o brânzică cottage, cottage cheese cu 3% grăsime, 200 de grame. Perluțe de brânză așa în smântână foarte, foarte bune, finuțe așa și un pic sărate, delicioase. Am făcut astăzi o ciorbă de legume și nu mai aveam smântână, să mâncăm cu smântână, nouă ne place ciorbele în general să le mâncăm cu smântână. Și am luat smântână de la Pilos de 12% grăsime la 200 de grame. Am luat două borcanele așa. Cam zis dacă desfacem unul să-l mâncăm și apoi să nu mai rămână desfăcută în frigider. Pentru Mati am luat iaurt Actimel cu căpșuni din câte văd, am crezut că e cu fructe de pădure. E ok și ăsta îi plac toate. A început și el să mai mănânce și mai pun și la pachetel să bea la școală. Am luat o bilă din asta de mozzarella de la Lovilio. Nu este mare, 100 și un pic de grame are. 125 de grame are brânzica. Vreau să fac o pizza mâine, sper. Sau poi mâine. Sau poate expiră blatul și l-arunc. Am mai pățit-o. Sper să nu, Doamne ferește. Mati mi-a cerut zilele trecute pateuți și nu mai aveam. Și i-am recumpărat pateuțul de la Martinel, de la sa Reinert. Mi se pare cel mai bun pateu. 125 de grame. E total diferit de pateu la conserva aceea metalică. Mai finuț. Nu e o variantă cea mai sănătoasă, că uitați, au și ăștia o grămadă de chestii adăugate, dar e ok. Din când în când. Vreau să fac, v-am spus, fursecuri și am luat bucățele din astea de ciocolată de la Bell Cake de 100 de grame. Sunt ok în prăjiturele. 10 ouă din astea mai mari. Tot pentru prăjiturele. Am luat un blat de pizza de la Chef Select.
din ăsta proaspăt, nu știu dacă mai luat până acum, nu mi-amintesc, 550 de grame. Aș vrea să fac o pizza și am zis să pun eu ce îmi place pe ea, adică ce îmi place, ce mănâncă Mati în ultima perioadă, adică o să fie variantă ceva de genul, cu sosul acesta, să vedem cu ce-l fac, și cu mozzarella și probabil ceva brânzeturi, că nu mai mănâncă cu nimic în ultima perioadă și probabil măsline. Văd că vine și cu foaie de copt și arată aici cum să-l băcare și ulei de măsline deja pe el. Vedem cum va fi. Așa. Avem și un Super Mario a lui Mati, Lego, Gouda Rings de 250 de grame de la Culinea și mozzarella sticks. Astea când le fac, le fac amândouă odată, că mănânc și eu, îmi plac foarte mult și soțului și lui Mati, și le fac la cuptor. Cam o dată pe săptămână am cam făcut în ultima perioadă. I-am mai pus și la Mati și la pachetele astea, că ați văzut, se păstrează ok și a doua zi. Nu e ca al prepara să se întărească sau să nu fie ok rece, astea le poți mânca și reci. Mati a vrut căpșuni și am luat o casoletă de căpșuni. Acum sunt curioasă dacă le și mănâncă, au fost 20 de lei, dar bine, nu că îmi displace faptul că nu arată așa bine, că mă gândesc că poate nu sunt stropite, dar vedeți cum arată toate. Nu sunt extrem de strălucite, vedem acum cum vor fi. 500 de grame. Waffles, gofre, cum le spune, că m-a corectat cineva într-un clip că se numesc gofre, da, se numesc gofre, m-am obișnuit să le zic waffles. 12 bucăți, 250 de grame, sunt simple, le poți mânca și variantă dulce cu Nutella, cu unt, cu gem, sau variantă sărată, sau simple cum le mâncăm noi, în mod normal. Pâine toast clasică, 600 de grame, tastino, o folosesc foarte des la sandvișuri. Îmi fac sandvișuri la toast sau sandvișurile la aparat, rămân și fără baterie. E ok, ne place, la mâncare cumpăr, v-am spus, când mâncăm ziua, cumpăr pâine proaspăt, avem și brutărie aici, mai cumpăr și la brutărie, dar la sandvișuri îmi place pâinea toast. Baby spanac, 100 de grame, îmi place să fac salat, să mănânc la orice, bine, nu la ciorbe, dar cu chestii de genul, cu orice, îmi place să îmi fac și o salată lângă. Aveau de la Star Mix pufuleți din ăștia la, e o pungă din asta, ce gramaj are? 90 de grame, o pungă din asta imensă. Și am luat lui Mati două pungi, mai vin copilași pe la noi și să le avem. Aici scrie, unul e cu ardei dulce, ardei normal, paprika gen, iaurt și usturoi și paprika jos, și unul este cu pizza, cașcaval și paprika. Difera asta, dar gustul la multe se aseamănă, sunt ok, îmi plac și mie să le ronțăi din când în când. Am luat și un sac de cartofi de 10 kg și văd că ăsta deja e stricat. Data trecută mi-am luat o mare țeapă cu sacul acela de cartofi. Am luat un sac de cartofi la 10 kg și avea numai puncte din alea negre. Jumătate din el l-am aruncat, au fost și câțiva stricați. Aici văd că și ăsta e stricat. M-am uitat bine să nu mai fie vreunul stricat, dar văd că noroc e aici deasupra și tai mi-a sacul să-l arunc. Pe lângă asta am mai avut o cutiuță de sushi, acela cu variantă mai mare, nu acela clasic pe care le-au normal de 12 lei și ceva, ala la 20 ceva de lei, dar l-am mâncat deja Mati. Și de la magazinul de lângă noi am cumpărat cremvuști puișori de la Meda, că mai îmi spunea cineva să nu mai iau cremvuști de la Lidl. Îi cumpăr foarte rar pe aceea de la Lidl, în mod normal, ce înseamnă așa chestii feliate, și astea cumpărăm de la magazinul de lângă noi, că sunt proaspete, le cunosc pe fete și mi le dau tot timpul proaspete. Cremvușii ăștia sunt extrem de buni, dar nu știu acum cât de sănătoși or fi. I-am luat pe toți care mai aveam punga aceea desfăcută, sunt vreo cremvuștei, să-i fierb soțului, că mi-a cerut. I-am făcut în ultima perioadă din ăștia și acum vrea să-i fac din ăștia, că eu am făcut astăzi ciorbă de legume și ciorba mea nu a avut carne. Mai mult ca sigur, de-aia mi-a cerut să-i fac niște cremvuștei. Urmează acum să fac și un ostropel de pui, dar o să dureze până este gata. Și cam astea au fost cumpărăturile mele de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine până la finalul clipului și vă doresc o zi cât mai minunată.